ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Concert de muzică veche, orientală și românească. Dofteana, au fost înmânate acte de proprietate. Arestări la Podul Turcului, bărbați reținuți pentru viol. Pe 14 noiembrie, Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești a găzduit un eveniment deosebit de muzică veche, orientală și românească, susținut de ansamblul Floralia. Publicul prezent a avut ocazia de a se bucura de o incursiune sonoră în istoria muzicală a Orientului și a spațiului românesc prin interpretările autentice și pline de emoție ale ansamblului. Ansamblul vocal-instrumental Floralia, parte a specializării muzică religioasă din cadrul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice a Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, care este condus de conferențiar universitar dr. Irina Zamfira Danilă. Stagiunea muzicală organizată de Primăria Municipiului Onești și Biblioteca Municipală Radu Rosetti continuă, se bucură în continuare de succes. Iată-ne la jumătatea lunii noiembrie cu un nou concert, unul special susținut de Corala Floralia din Iași. Sunt pentru prima dată la Onești. 25 de artiști vor concerta în sala Bibliotecii Municipale Radu Rosetti, dar asta nu este totul, pentru că luna decembrie se anunță una bogată în evenimente culturale. Pregătim concert de Crăciun, avem și Corala Armonia care se reîntorc la Onești cu un recital extraordinar de colinde. Avem de asemenea și tradiționalul festival Icoane Moldave, care va avea loc la finalul lunii decembrie la Cinema Capitol, unde la fel vă veți bucura de colinde și de mesaje frumoase de iarnă. Așadar, urmăriți evenimentele pe care Primăria Municipiului Onești împreună cu Biblioteca Municipală Radu Rosetti le organizează pentru comunitate și vă așteptăm în număr cât mai mare. Zilele trecute în comuna Dofteana, în fața unui public numeros format în special din locuitorii comunei, au fost înmânate, în cadru festiv, actele de proprietate ale proprietarilor de pădure din satul Cucuieți. Implicat și atent la nevoile cetățenilor, prefectul județului Bacău, Claudiu Ilișanu, a ținut să fie prezent la eveniment. Mulțumesc, domnule primar! Eu zic să vorbim de scaune, să nu ne mai urmanizăm, pentru că, în primul rând, domnule primar, vă mulțumim de invitație. Am discutat mult în ultimul timp cu domnul primar și am stabilit de comun acord că mânarea acestor titluri de proprietate să-l facem, să le mânăm împreună aici, acasă, la dumneavoastră. Eu mă bucur și mă bucur că lângă mine este fostul prefect prezent. Putem spune că, în sfârșit, pentru proprietarii din Dofteana s-a făcut dreptate. Ani, mulți ani s-a muncit la aceste titluri, mai ales moștenitorii, proprietarii de drept, au fost plimbați pe fel și fel de drumuri, pe fel și fel de prin instituții ale statului, dar munca începută de fostul prefect Lucian Bogdanel, am reușit să o finalizez împreună cu echipa din prefectură și cu OCPI-ul, am reușit să o finalizez eu. Încă o dată vreau să le mulțumesc și colegilor mei pentru munca depusă, în special doamnei director la OCPI, care a răspuns prompt și a dat drumul la documentații, celelalte instituții, mă refer la Direcția Silvică și Garda Forestieră de la Suceava, am primit primele 5 titluri de pe raza OAT-ului Dofteana, urmează, dar o să ne prezinte doamna director exact cum nume și nume
urmează celelalte titluri Sărbimea sunt în verificare la Garda Forestieră de Suceava. Domnule primar, vă felicit și pe dumneavoastră, pentru că fără implicarea domnului primar și a colegilor domnului primar din primăria Dofteana, acest lucru nu era posibil și vă felicit pentru că în sfârșit ați adus mulțumirea în rândul oamenilor. Probabil eu am întâlnit în instituția prefectului dosare și titluri, emiteri de titluri de proprietate în care proprietarii de drept nu mai sunt în viață. Cam atât de mult au durat procedurile și acordarea celor dinaintea noastră legat de împroprietărirea legală și de drept al cetățenilor. De altfel, în cadrul evenimentului, primarul Ioan Bujor a făcut o prezentare a situației excepționale a proprietarilor de pădure și a implicării avute în atâția ani pentru remedierea situației. Aș trece totuși la fapte. Dumnealor au explicat în mare situația celor 723 de hectare de pădure din satul Cucuieți, dar eu, pe 16 ani, am trecut prin multe documente împreună cu doamna secretară Mariana Spoială, fără dumneavoastră este la pensie și mulțumesc pentru faptul că astăzi a venit, a lucrat personal în aceste documente, împreună cu cei care sunt reprezentanți la legislatul RICOR și împreună cu ei. O parte dintre dumneavoastră, în momentul în sală, a fost prezent la ședința noastră de la comună, să spunem așa, de la prefectura județului Bacău, momentul în care era prefect domnul Lucian Băudănel, care v-a vorbit mai înainte și v-a vorbit despre faptul că ce ultimii un an jumătate, doi ani, m-am dus la dumneavoastră. Poate dumneavoastră credeți faptul că eu, de când tot vorbesc de 16 ani, m-am trezit sau mi-a trezit ideea să mă duc unul cu doi ani la prefectură, lucru care nu este adevărat. Noi, între timp ce am făcut această pădure, 723 de hectare, care este generată de 160 de proprietari. Deci, bunici și răzbunicii noștri au fost 160 de proprietari care au cumpărat cu bani pădurea Moșia din satul Cuieții. Cei 160. Ei, acei 160 generează 723 de hectare. Cele 5 tipuri de proprietate de astăzi generează 91 de proprietari. Cum ar fi Dante Maria Rodină, care are, ea este singura cicădan, tu ai fost cumplit la prefectură și ea generează cei 4 moștenitori. Bucur Gheorghe, Mărioara, Ioan și Vasile, nu? De cunoașteți, vă știu destul de bine. Care a fost o problemă cu identificarea spațiului respectiv, a suprafeței respective, v-ați deplasat în teren în cadastrisul, s-a fixat poziția unde este și lucrurile s-au rezolvat și astăzi aveți timp de proprietate. Aș vrea să fie un pic de liniște și vă mulțumesc pentru faptul că într-adevăr este și ați venit cu toții, să fim un pic atenți că eu de 16 ani ce am făcut? Eu, de unul cu aparatul de specialitate și consiliul local, s-au investit mari sume de bani. Cred că dacă fac un calcul exact sau am mai făcut una aproape, când mă duc aproximativ până astăzi la 3 miliarde. Vă vorbesc în mai bine pe înțelesul tuturor. Motivul care este? La intrarea în posesie, în momentul când am semnat intrarea în posesie, au fost nevoie de multe declarații care ele au fost date și au stat la bază intrării în posesie în fața notarului care este doamna notarul Îngrălescu aici de noi și mulțumesc pentru faptul că a venit. Motiv pentru care ne va lămuri și inclusiv doamna directorul oficiului de cadastru, care sunt următorii pași ai noștri început cu data de astăzi. Motiv pentru care v-am promis că îmi voi duce cele promise la bun sfârșit și într-un cuvânt îmi voi duce crucea până la capăt dacă dumneavoastră sunt sănătos. Mandate de aducere puse în aplicare și 8 bărbați reținuți de polițiști pentru viol. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Polițiștii secției 4 Poliție Rurală Podul Turcului sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Podul Turcului au documentat activitatea infracțională a 10 bărbați cu vârste cuprinse între 17 și 48 de ani, pănuiți de comiterea infracțiunii de viol asupra unui minor.
8 dintre aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul IPJ Bacău. În luna mai anul curent, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o tânără care solicita ajutor, întrucât este amenințată de mai multe persoane. Polițiștii secției 4 Poliție Rurală Podul Turcului s-au mobilizat rapid și au identificat apelanta, respectiv o adolescentă de 14 ani din comuna Corbasca, care se afla la o stână din localitate. Din cercetări a reieșit faptul că minora, împreună cu sora ei de 16 ani, s-au deplasat la o stână din localitate, unde au consumat băuturi alcoolice și au întreținut relații sexuale consimțite cu mai mulți bărbați ciobani la stâna respectivă. Ulterior, adolescenta de 14 ani s-a gândit să facă o farsă, apelând numărul de urgență, spunând că ar fi amenințată de mai multe persoane, fără să ofere o locație sau alte date. Totodată, polițiștii au stabilit faptul că în perioada aprilie-mai anul curent, minorele s-ar fi deplasat în repetate rânduri la stâna din localitate și ar fi întreținut relații sexuale cu 10 bărbați cu vârste cuprinse între 17 și 48 de ani. La data de 19 noiembrie anul curent, polițiștii secției 4 Poliție Rurală Podul Turcului, împreună cu luptători pentru acțiuni speciale și jandarmi din cadrul grupării de jandarmi mobile Bacău, au pus în aplicare mandate de aducere emisie de judecătoria Podul Turcului pe numele bărbaților bănuiți de comiterea faptelor. După administrarea probatoriului, 8 dintre cei bănuiți cu vârste cuprinse între 21 și 48 de ani, toți din comuna Tătărăști, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul IPJ Bacău. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol asupra unui minor. Polițiștii băcăuani, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Podul Turcului, au documentat activitatea infracțională a 10 bărbați cu vârste cuprinse între 17 și 48 de ani din comuna Tătărăști, bănuiți de comiterea infracțiunii de viol asupra unui minor. Din cercetări a reieșit faptul că cei în cauză, în perioada aprilie-mai a anului curent, ar fi întreținut relații sexuale cu două minore de 14 și 16 ani din comuna Corbasca. După administrarea probatorului, față de 8 dintre cei 10 bărbați, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Agent șef adjunct de poliție, Dumitrache Gabriel, purtător de cuvânt IPJ Bacău. Monument al eroilor. În comuna Pârgărești, din județul Bacău, a avut loc o ceremonie solemnă în cinstea militarilor români care și-au pierdut viața în teatrele de operații internaționale, precum Irak și Afganistan. Evenimentul organizat de Garnizoana Bacău, în colaborare cu autoritățile locale din Pârgărești, Cultul Eroilor Bacău și AMVVD Bacău, a marcat un moment de profund respect față de sacrificiul acestor eroi. Cu această ocazie a fost inaugurat și sfințit Monumentul Eroilor din Pârgărești, ridicat în memoria celor care au căzut la datorie în misiuni internaționale, onorând astfel curajul și devotamentul lor față de țară. La eveniment au participat oficialități locale și județene, veterani de război, militari activi, familiile celor care și-au pierdut viața în slujba țării, precum și locuitori ai comunei, care au venit să-și arate respectul și recunoștința. Astăzi, ce se întâmplă în comuna Pârgărești este unic în România. Și mulțumesc Consiliului Local pentru că mi-a dat această putere de a realiza acest monument dedicat eroilor din teatrele de operații. Este un monument unic în România și asta mă face să fiu mândru că iar am reușit să ridic comuna Pârgărești pe o treaptă. Vrem sau nu să ne aducem aminte, securitatea României se întinde dincolo de granițele acesteia, acolo unde potențiale amenințări la adresa securității naționale ne face pe noi, alături de partenerii și camarazii noștri din alianțele în care suntem parte, să ne facem datoria și în afara granițelor țării. În România a fost instituită prin lege în anul 2014 ca urmare a faptului că la data de 11 noiembrie 2003 a căzut la datorie sub locotenentul post-morte Iosif Silviu Fogoraș, primul militar român decedat în teatrul de operații din Afganistan. Este ziua în care noi onorăm faptele de vitejie ale camaradilor noștri în teatrul de operații, cei care prin curajul și tenacitatea dovedite în misiuni în cele mai fierbinți zone ale lumii au făcut ca armata României să fie apreciată pretutindeni. Am venit să comemorăm acești 30 de militari români care și-au sacrificat viața pentru tricolor.
Noi, veteranii din Republica Moldova, știm ce înseamnă război, știm ce înseamnă moarte, cunoaștem ce înseamnă un sacrificiu. Prima victimă în luptă cu separatismul în Republica Moldova a fost subofițerul operativ al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială, Ion Panță, care pe 13 noiembrie, deci peste două zile avem 32 de ani, anul 1991 a fost împușcat în raioanele de sud ale Moldovei. Exact peste o lună, la 13 decembrie, în raioanele de sud, la podul de la Dubăsari, noi am pierdut 4 polițiști morți și 8 răniți. Pe 2 martie a început războiul, care a luat 300 de vieți. Cifra exactă până acum nu este cunoscută, deoarece până în momentul de față noi avem 19 persoane declarate oficial pierdute fără veste. Deci, în 19 localități de Republica Moldova, noi avem 19 sicrii goale, îngropate și 19 familii care își așteaptă apropiații acasă. Toți acești 300 de martiri și-au sacrificat viața tot pentru tricolor. Avem un tricolor, avem o inimă, aceeași inimă de român și desparte doar Plutul, care este un simbol al erorii istorice din anul 1940. Pentru acești eroi, de multe ori necunoscuți, pentru veteranii care au fost prezenți, au trăit și au luptat în perimetrele de război din întreaga lume, simțim uimire, recunoștință și determinare. Uimirea în fața faptului palpabil că, iată, sunt oameni dintre noi care își asumă să plătească cel mai valoros preț, viața, pentru apărarea unor valori în care toți, din toate colțurile lumii, cred, pentru apărarea vieții, integrității și dreptului la viață decentă ale unor oameni de alte religii, de alte etnii, pe care acești luptători veterani nici măcar nu-i cunosc. De la începutul angajamentului României în misiuni internaționale, între 1996 și 2022, 31 de militari români și-au pierdut viața, iar peste 230 au fost răniți în misiuni în teatrele de operații. Pe data de 11 noiembrie 2003 a căzut la datorie sublocotenentul Iosif Silviu Fogăraș, primul militar român decedat în teatrul de operații din Afganistan. 3 zile mai târziu se stingea din viață și eroul sublocotenent Mihail Anton Samuilă, grav rănit în acel atac. De Sfântul Dumitru, 4 familii din comuna Cași, în județul Bacău, au fost gazde pentru tot atâtea din comuna Soveja, județul Vrancea. Făcând parte din patrulaterul muntenesc, Dragoslavele, Rucăr din județul Argeș, Cași în județul Bacău și Soveja, județul Vrancea, câțiva reprezentanți ai ultimelor două comunități au punctat un obicei ancestral numit Focul lui Sumetru. Startul colaborărilor culturale a fost dat în 2015 cu ocazia organizării la Cașin a simpozionului Obârșia Mioriței, Focul Sumetru 2024. Deci Sumedru, care va să zică, era cel care proteja ocrotitorul turmelor. Ia uite că s-a prinde focul, strigăm băieții! Hai să strigăm, poate acum dacă se vede, poate că ne vin neamurile. Poate vin și musafiri. Poate vin prietenii. Mai strigăm o dată. Focul-ul Sumedru! Focul-ul Sumedru! Focul-ul Sumedru! Ia să-l lăsăm și pe cel mai tânăr ciobănel adevărat. Ia strigă, puișor. Ia ne poate, zi. Zi, focul-ul Sumedru. Zi. Focul-ul Sumedru! Bravo! Ia uite, bă, s-a algit dealul, bă! Au venit sovejenii, bă! Bravo! Hai la noi! La ei se strigă drui, drui, la Sumedrui. Iar noi cum strigăm? Focul Sumedru! Focul Sumedru! Hai să-i lăsăm și pe ei! Dați-ni și nouă cam. Noi ce să vă... Dă-le, fratele meu. Pune-le în traistă, bre. Pune-le în traistă. Bogată, ne-a dat Dumnezeu. Puțină ploaie, dar
Ne-am descurcat până la urmă și am recoltat. De altfel, Sumedru era și punctul când se termina recoltarea din livezi. De aia, pe lângă faptul că, voi știți, se începe sensul invers al transfumanței, nu? De Sfântul Dumitru, când se gălbenește și cade frunza la fag, ciobanii și turmele se duc către locurile unde este iarbă verde și mănoasă. Nu-i așa, puișor? Tati, câte oi aveți voi? Aveți oi mult? 800! Aoleu! Adevărată turmă! 800! Bravo, puiule! Bravo! Auzi, badelică! Câte oi ori mai fi în sat, mă, la noi acum? Ori mai fi vreo... Sunt câteva mii, chiar dacă... Chiar dacă avem mii de oi da, da. Satul nostru, chiar dacă n-are suprafață mare de izlaz, Ioane, cam știi cât hectare? Avem 475 de hectare de păduri de izlaz. Bravo! Păduri și izlaz. Păduri și izlaz, am înțeles. Ei, totuși, mai iau izlaz de la comunele vecine, în așa fel încât încă mocanii din Cașin au, se pare că cele mai multe oi, măcar la suprafața comunii din județul Bacău. Da. Mai care va să zică, strigăm pe rând. Dar la Sobeja mai sunt oi, oameni buni. Mai sunt. Avem. Aveți acolo. Avem. Bravo. Am văzut, aveți imașuri, pășuni frumoase, păduri frumoase. Vin până la Zboina, până la Zboina Verde. Nu? Zboina Neagră, mă rog, asta ne este. Unim cu dumneavoastră. Cu cealaltă comună, cu Valea Cașului. Mănăstirea. Da, din păcate a fost vreme secetoasă. Râul Șușița, cum se mai prezintă, doamnă? Acum un pic de apă, secetă. Toată vara nu a avut. N-a avut apă. E, și la noi. O să ne dea apă. Frate Gheorghe, pârâul ăsta cum se numește? Râul Stânii se numește. Și apă și este? Din străbune am aflat și eu de la moșii noștri cum că a secat doar pe vremea foametei. Și a secetei mari. Da, pe da, da. Acum e și mai secat, dar se găsesc la oi a fost. Se găsește sursă de apă în râul Curița și unii în râul Cașin. Da. Strigăm ca să mergem mai departe, să mergem și în sat. Odată strigăm ca în Soveja, da? Ia ziceți. Drui, la sume, drui! Încă o dată. Drui, la sume, drui! Bravo! Și acum ca la Cașin. Focul sumetru! Focul sumetru! Am ajuns în vatra satului Cașin, mai exact la o răspântie de ulițe, în fosta mahala Drăguleștilor, mai exact la familia Gabi și Ion Boghici, care ne-au primit cu focul sumetru. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Duminică 24 noiembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de răcire, iar cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la 12 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 2 grade Celsius. Luni 25 noiembrie, vremea începe să se mai răcească, cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei nu va trece de 5 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 3 grade Celsius. Marți 26 noiembrie, vremea începe să se mai răcească. Cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei nu va trece de 4 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 2 grade Celsius. We'll be right back.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!